hai să te trimit un pic așa pe nostalgie. Cel mai cunoscut program de muzică revine cu o nouă versiune, Winamp. Nu am mai primit update-uri din 2013. Pe lângă MP3-uri, în noua versiune poți asculti și podcast-uri și muzică din cloud. Înainte să apară platformele de streaming, ascultai muzică pe Winamp. La aproape 10 ani de la dispariție, cel mai popular program de muzică revine. Producătorii lucrează deja de 4 ani la noua variantă de Winamp, pe care urmează să o lanseze oficial anul ăsta. Varianta de test e deja disponibilă de săptămâna asta, iar utilizatorii care au încercat-o spun că e perfectă pentru nostalgici, nu vine cu schimbări majore. Deci dacă ți-i poftă să mai faci un playlist ca la petrecere din Winamp, poți să încerci. Are chiar și tema retro și vizualurile din anii 2000. Pe lângă MP3-urile de pe vremuri, în versiunea nouă poți să asculti muzică din cloud, radiouri online sau podcast-uri, ceea ce mi se pare mișto. Dacă vrei să-ți aduci aminte de cum era, cum zice Delia. Pink și Willow State Hard deocamdată cu Cover Me in Sunshine. Avem și Raluca, Justin Wellington sau Last Frequency. Stai pe aici. Yeah.